Mai mulți polițiști din Municipiul Sighetu Marmației, sprijiniți de cei din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice și cei din cadrul Serviciului Acțiuni Speciale, au desfășurat weekendul trecut activități pentru siguranța tinerilor, ce au ieșit să se distreze în locurile publice. O amplă acțiune a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică, între orele 22 și 3 dimineața, în barurile și discotecile de pe raza Municipiului Sighetu Marmației, dar și la casele de pariuri sportive și sălile de jocuri de noroc. Potrivit datelor, Poliției Maramureș s-a acționat pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică, pentru prevenirea activităților comerciale ilicite, dar și pentru siguranța rutieră, prin prevenirea accidentelor comise pe fondul consumului de alcool. În acest sens, polițiștii au legitimat peste 200 de persoane, iar 17 dintre acestea, care nu aveau asupra lor documente de identitate, au fost conduse la sediul poliției. Administratorii care nu au îndeplinit condițiile privind asigurarea pazei obiectivului, cei care au desfășurat activități comerciale ilicite sau nu au respectat prevederile legii OP 1996 privind drepturile de autor, precum și șoferii care au încălcat normele rutiere, au fost sancționați contravențional cu amenzi a căror valoare a depășit suma de 5.000 de lei.